Ce faci, tati? Și mănânci pești? Bă, mănânc, am fost după 4 ani la spital, am adus-o acasă. Și uite, îmi pun așa cu mușchi de asta. A, atât a plâns patrona când ne-a văzut cu tuna. Da? Da. Auzi, chiar asta ca la pușcărie. Singură în salonul ăla, la ultimul etaj, a zis, stătea ca la pușcărie. Atât a plâns când a văzut vlogul nostru de Sfânta Maria, atunci când a zis copilul al mic Bobiță, patrona ne-a lăsat singur. A văzut ăla? Da. Și ce a zis? A plâns și nu mai putea. Vezi ce copil? A zis el bărbaia, mi-a lăsat singur, nu mai avem pe nimeni. Și Bobiță era cu voi? Da, păi nu s-o putea. Deci, prieteni, de acum înainte să-i spuneți Bobiță. El și-a schimbat numele. Plângea în mașină când ne-a văzut pe toți patroana acolo după ea. Și ce a zis? Trebuie să-mi bucura. Am dus-o acasă. Mi-ai spus că eu n-am mai venit, că m-am gândit că nu e loc în mașină. Știe, păi unde aveai loc și tu? N-aveam loc, că a fost și lumina și ursul. Da, știe, patron. Mi-i spune, nu, patron, n-am mai venit cu tuna, că... Că de necum se săpare peștele, că n-am o făină de aia, de... Și băgai de porumb de asta. Foarte bună. Vă ia făină de grâu, n-am avut. Azi că e mai bună, păi. E mai bună, a? Mm-hmm. Eu n-am mâncat astăzi cu dulce și eu nu știu dacă e sărat, dacă am pus la ochi așa. E bun, e bun. Eu, puiul, l-am uitat aici. Tot așa, nu se ridică, nu se ridică. La călcat cu roța. Cred că e călcat pe cap. Da, are gâtul strâmb. Are gâtul, da, nu se ridică. Ce să-i facem, mă, leuțul, mă? Ce să-i fac eu? Să-i pun așa ceva, să leg? Pijă ceva. Da. N-ai cum. Oh. E călcat pe cap. Călcat cu ghearele, el a călcat pe cap. Poate își revine cu ani. Nu, cu... o să-și revine. Și ai lanț unde? Ai lanț cu găina prin curte. Uite. Cine a aruncat atâta mizerie acolo? Unde? Uite, vezi ce urzi dacă arunci aici în față? Nu, lasă că eu arunc, că e la pâine. Așa, trebuie că ei mănâncă sânul după aia lasă. Ce e, mami, cu celule, mă? Ce e? Lasă-l. Nu știu ce să-i fac, să le cu ceva aici, la căpuț, așa, să-l într-o... Bandaj. Într-un bandaj, așa, cu spirit. Asta facem, îi punem spirit. Păi și spiritul? Să-l întărească gâtul lui. Poate are zgârieturi la gât. Nu are, nu vezi că a rămas cu gâtul așa însucit. Rupt? Da. Uite cum hai să ducem trusa medicală. Aduc trusa medicală? Adu, să-i facem. Ia ține aici camera. Du-te și spală ăla, că îi rămâne mirosul de pește. Peștii au rupt sacul în mașină. Lasă pui aici, unde-l duci? Lasă-l aici, nu mai pun. Și miroasă mașina. Bagă furtunul și uite, bagă ferii de ăla. Treci mai mult în locul ăla cu tuna unde ți-am arătat eu. Hai să mergem la patronă. Să stai și voi cu ea de vorbă. Da. Fratele meu, Bobiță, s-a trezit dimineața de să mers cu voi. Da, Bobiță, da. Mai ales pe căldura asta în mașină. Da. Te rânză, de ce nu mănânci leuț? Nu pot. E o căldură mare astăzi. N-am chef de nimic să mănânc. Cred că și eu mă pun în pat, după ce mănânc. Și... Eu aș merge undeva la... să mă bălăcesc, de exemplu, la strand undeva. Și trag un pui de somn, că s-a obosit. Mai pe seară,
mergem la patron. Că zici lumina, că îi face acum ciorbă. Nu vrei pește rău? Nu. De ce? Nu vreau. Ia că stai bun. De ce i-a spus pe el de arată așa? Cotunița, o făină de gru. Făină de mălai. A pus făină de mălai. O lume, știu de gru. Iasă mai bine așa dacă pune făină de mălai. L-a făcut bine. Hai că a ieșit bine cu tuna. Ha? Cu mălaiul. A ieșit bine? Hmm? N-am avut pâine și m-am gândit ce să-l... Hai zic, hai să-l iau, măi, că am ținut minte că am mâncat eu cu tine odată în pește. Da, da. Fript așa, la restaurant, ceva cu mălaiul. Sunt, și acum. Spală butunița. Spală? Nu-i adu-te și vezi. Uite găinile unde dorm, au făcut gaură pe lângă mașina ta. A făcut gaură în pământ. Aaa, cocoșul ăsta a luat pe, de nevastă pe găina asta și cocoșul Elant a fugit. Gata. A fugit. Definitiv nu mai vedem deloc. S-a certat cu ăsta, s-au bătut. Faci, mă, cocoșile, mă. Spălăm asta de unde, nu mai filma cocoș, ce-i cu ei? Îi filmez. Uite, de pește era, s-a rupt țacul și a curs peștele în mașină. Păi erau pești vii. De cât bine, știu. Tati, erau pești vii. A cumpărat patroana? Ce? S-a cumpărat pe TV. Să mai arunca pe picioarele mele toate scurile. S-a lăsat în alinii. Pare bine că a venit patroana ta. Aveam numai grijă să nu știam ce fac acolo, să ajungem la ea. Mai bine că e vrajul asta. Să fie sănătoasă, bine de fel. Ia bă, uite picioarele mele, că mi-a zis cu picioarele. Se lasă. Ai, ce bine. Mai dai o dată pe partea la antica și spui. Spală bine. Gata, gata, să lasă. Să e spumă în el. Merge că dă-i neîncărcătorul ăsta. Ia vezi. Nu mi-e pare nimic. Dacă e 5 și nu se stinsă definitiv.
lasă-l aici, dacă se încarcă, se încarcă. Am ieșit în oraș, prieteni. Da, la plimbare. Noi ne plimbăm și noi. Uite, am fost acolo la patroană, mă, Cătăline, cum arată patroana. Bălavă rău. Doamne, ce rău mi-a părut de ea. Ea tot să nu putea să se ridică, să se ducă cu noi în bucătărie. Nu, patroană, stai în pat. Ia, haideți acolo în bucătărie să vă pun să mâncați șorbă, că pe coaca. Nu mâncăm, zică. S-a rugat de mine să... Și după aia a stat în pat. S-a ridicat un pic, s-a plimbat în cameră. Își revine, nu are. Și s-a pus în pat înapoi. Medicamentele o fac. Da, mâncă o ciorbiță din făcuanca de post. Păi se simte mai bine față cum era înainte, a zis da, și iar, nu știu da, și se simte un pic mai bine. La spital era mai rău. Și din cauza că trăine perfuziile alea ce i-a pus medicamentele. Da. Așa e mai bine, Leule? Da. Ce când vine la șocă de linie, vorbi cu el? Mâine. Mâine. A zis că mâine e acasă. Doamne, ce rău mi-a părut de patroana. Leo nici nu mai are chef de filmări, de nimic. Nu mai filmă? Nimic? Nimic. Doamne. Nimic. El care posta pe fiecare zi. Nu știu câte două punea. Putuna, hai să gândim, se mai arde de filmări. Da, condamnare câte 3 ani. Ceva normal. Ce să mai filmează oricum? Ce să mai zic? Nu știu. Da. Bă, mai filmează când vine acasă. Acum, la București, n-am mai filmat deloc. Da. N-am mai filmat, apoi ce să facă și... Bun, lau și el, Cătăline. Nu e un om sănătos să te gândești să facă pușcăria. El e bun, lau. Insuline multe, pastile, pum. Te duci sucul patrona. Dar ce suc nu mai are nevoie de este accent? Nici nu bea suc. Mai bine apă, duci de la ăsta, de la izvor și... Da, așa să-i duc mâine. Să iau apă rece de la izvor, să-i duc. Nu, nu mai bea sucuri. Păi face că tăine diabetul mare de la suc. Da. Mai bine ceai. Îi procurăm un ceai. Mai bine ceai și gata. Uite câine, ai văzut? Mort, l-a călcat mașina și mâncă unul l-a călcat. Uite că țaua asta lor nu știu ce o face. Afară, îi scoate afară pe cățeluși. Și au murit câini. Uitați, e unul acolo mort. Și unul, azi dimineață l-am găsit eu aici în stradă, no, rupt pe șira spinării. Nu mai spune, mă, că mi-ai nu știu, l-am pus aici să stea aici în rond. Mi-ai după aia nu știu ce au făcut. Cred că l-au luat oamenii și l-au dus undeva. Doamne. Nu, dar cățeaua asta chiar... Dar toți câinii pe care ai avut, numai ea i-a omorât, i-a scos așa în stradă și stă în mijlocul asfaltului cățeaua. Deci, dar pe ea nu calcă nicio mașină. Dar nu și ei traversează după ea. Da. Păcat ei. Ar fi trebuit să luăm și noi doi. Și zic pe ăla albul care vroiam eu să-l iau. Ăla, ai văzut ce frumos era ăla albul. Da. Deci gata, prieteni, ce să vă zic altceva, vă dorim o noapte bună, o seară liniștită, mai revenim cu alte amănunte despre în legătură patroana, cu patroana, despre Leo. Că am văzut că mulți ne trimiteți mesaje, chiar o iubiți pe patroana și țineți la patroana, mulți mi-ați trimis mesaje că ați întrebat de patroana, de Leo, de ursul, de Alin, sunt bine oamenii, ați văzut că ursul a fost cu mine azi, te-am luat-o pe patroana, nu-i nimeni la pușcărie, ca să înțelegeți, dar oamenii n-au mai filmat pentru că au problemele lor și au probleme mari de rezolvat. Așa că, prieteni, hai că vă las, Doamne ajută să ne auzim cu bine, vom reveni cu alte clipuri frumoase pentru voi, așa cum vă place și vouă, plus de asta pare rău, acum e un clip asta cu patroana, ați văzut, de la spital a fost mai... Deci hai, la revedere, prieteni, vă las cu bine, Doamne ajută!